Hai să fim sinceri, s-ar putea ca ideea de securitate să nu pară a fi cel mai sexy subiect pe care să-l aducem în discuție, mai ales având în vedere conotația nu tocmai pozitivă pe care cuvântul ăsta o avea în țara noastră înainte de 89. Însă, în contextul de astăzi al erei digitale, în care noi suntem atât de conectați la tehnologie, cred că e tare, tare important să aducem în discuție securitatea cibernetică. Și după mai bine de trei ani de când lucrez în domeniul ăsta, am reușit să înțeleg cât de important este să ne dăm seama care sunt pericolele la care ne expunem în mediul online și mai ales să ne fie clar cum putem să ne protejăm de el. Așa că l-am invitat pe Mihai Rotariu, Head of Communication la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, să povestim fix despre lucrurile astea. Și ca să înțelegi un pic cine e Mihai, o să spun așa că pasiunea lui pentru protejarea oamenilor a început de mult, încă din copilărie, când se bucura de cărțile pe care le primea cu eroii României, de la Ștefan cel Mare la Mihai Viteazu, dar a ales să nu folosească sabia pentru a proteja oamenii, ci să folosească cuvintele, să scrie și să vorbească despre cum putem să ne apărăm în era asta digitală. Mihai a studiat politică comparată la Universitatea din București, are două masterate în diplomație și securitate națională și a fost mereu atras de ideea că suntem mai puternici împreună. Asta vine și ca inspirație din pasiunea lui pentru sporturile de echipă. Astăzi, Mihai este vocea DNSC în România, dar și în afara granițelor țării, și lucrează constant ca să ajute oamenii să înțeleagă cum se pot proteja de amenințările din online am povestit despre cum putem să-i ținem atât pe cei mici, cât și pe seniorii noștri în siguranță online, despre cum pot antreprenorii să-și protejeze afacerile și despre cum tehnologia poate să ne devină aliat, chiar dacă pare de multe ori o provocare. Așa că te invit să îți iei o cafea sau un ceai, un carnețel și un pix și să rămâi alături de noi pentru o discuție care îți promit că o să-ți aducă foarte multe informații super utile din domeniul securității cibernetice pe care o să le înțelegi mult mai ușor decât probabil ai făcut-o până acum și o să venim și cu câteva povești reale din viețile noastre. Salutare dragilor, sunt Alexandra Ciucanu și ascultați Tihna Digital. Salutare dragilor! Astăzi la Ticnă Digitală e pentru prima dată când aduc la un loc două domenii care mi stare tare, tare dragi și anume zona de cyber security la pachet cu ceea ce se întâmplă în viețile noastre de zi cu zi și în lumea asta digitală în care trăim cu toții. Și îl am alături de mine pe Mihai Rotariu. Mihai Rotariu este Head of Communication la Direcția Națională pentru Securitate Cibernetică. Mihai, asta sună foarte, foarte fancy, așa, ca denumire. Așa este. Și... Este, este chiar un pic mai fancy decât, a, decât atât, pentru că suntem Directoratul Național de Securitate Cibernetică, oh. o instituție relativ nouă, desigur, și până obișnuim audiența cu denumirea exactă a instituției, sunt convins că va mai dura ceva timp. Deci trebuie să avem răbdare. Este Directoratul Național de Securitate Cibernetică o instituție civilă unde vă puteți adresa în momentul în care aveți o suspiciune de incident de securitate cibernetică, în momentul în care aveți niște întrebări, sunați la numărul nostru național de urgență 1911 și atunci vă va ghida un operator pas cu pas în funcție de caz ce ar trebui să faceți în cazul unui incident de securitate cibernetică, să aveți mai mult succes fie să vă recuperați banii sau datele. Bun, am intrat direct în, da. în lucruri grele, dar înainte să mergem mai departe cu ele, Sigur. aș vrea să ne dăm așa un pic un, un pas în spate și să te întreb ce te-a atras pe tine la domeniul ăsta al securității cibernetice, cum ai ajuns să lucrezi pentru directorat și care-i, de fapt, povestea din spate? Cât timp avem la dispoziție? Avem? Da, eu nu sunt un specialist în securitate cibernetică, nu am terminat studii în domeniul. Dar cred că asta este o boală între ghilimele a multor specialiști din România care nu lucrează neapărat în domeniul în care au terminat studiile. Eu am un background profesional de științe politice. Am terminat științe politice la Universitatea București, am făcut un master în limba engleză tot la științe politice la Comparative Politics. Am fost doi ani la Parlament ca și consilier Uh, nu am fost foarte mulțumit de activitatea uh, derulată acolo, și ulterior m-am gândit să-mi schimb cumva traiectoria profesională. Atunci am aflat că există ceea ce atunci purta denumirea de Centru Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, care căuta printre alți specialiști și oameni specializați pe zona de relații internaționale. Terminând științe politice, desigur, am aplicat imediat. Dintr-o conjunctură, să merg așa un pic mai rapid, dintr-o conjunctură asta se întâmpla în 2012, am ajuns să lucrez chiar în zona departamentului tehnic. Sincer să-ți spun, nu aveam nici cea mai vagă idee despre IT în momentul respectiv, eram tipul care apela la prieteni ca să vină să instaleze un Windows sau să-i facă să funcționeze la parametri optim un anumit joc de care eram interesat, deci nu aveam nici cea mai vagă idee despre domeniu. Și uh, am avut uh, fericirea, să spun așa, să cunosc o echipă extrem de tânără la, la DNSC, la CERTRO pe vremea respectivă, în zona tehnică. Eram foarte mulți uh, specialiști tineri, care până la urmă am reușit cumva, deși eram o echipă mică, să ne învățăm unii pe alții anumite chestiuni de care, pe care le stăpâneam fiecare dintre noi. Ok, unul se pricepea poate la criptografie, ne-a explicat cum funcționează și cum ne putem proteja, cum ne putem utiliza de tehnologia respectivă. Eu, poate fiind din zona de științe politice, din zona de comunicare, i-am ajutat pe prietenii mei să-și dezvolte schilurile în zona respectivă. Deci, fiind o echipă mică, iată, am reușit să ne ajutăm unii pe alții să ne dezvoltăm personal tot atunci, în perioada anilor respective, am sesizat că există un vid în zona de comunicare. Nu exista un departament, nu exista o direcție, nu exista nici măcar un om care să fie responsabil de comunicarea CERTRO atunci în afara instituției. Totul se făcea pe bază de comunicat și ceea ce mi-am propus eu atunci a fost să îi rog pe cei din conducere, pe colegii mei, să încerce să îmi acorde puțin încredere în a dezvolta zona asta de comunicare, pentru că nu exista un canal de social media, cum spuneam, totul se făcea prin anumite comunicate pe site. Deci, practic, utilizatorul era de datoria lui să ne găsească pe noi atunci certro și să se, să-și extragă informațiile necesare, ceea ce, desigur, de era destul de nefezabil pentru, pentru ce avem noi nevoie. Și pas cu pas am obținut această libertate, am avut acest noroc, zic eu, că am avut o conducere extrem de deschisă uh, din punctul ăsta de vedere și din zona, de, din zona tehnică am ajuns să mă ocup exclusiv uh, pas cu pas de comunicare. Dar, desigur, am trecut prin toți pașii de incident handler și așa mai departe, adică am învățat la locul de muncă, practic. Actuala expertiză pe care o am astăzi se datorează uh, învățării continue la locul de muncă. Și am plecat de la definiția ale unor tipuri de atacuri. Am creat un glosar de termeni, un dicționar, pas cu pas am aflat cum funcționează fiecare atac și am putut să activez și ca incident handler, să le explic celorlalți cum să se protejeze sau ce să facă în într-un anumit caz, pentru că erau anumite incidente care se raportau pe mail la Certro și trebuiau gestionate de către un operator. Ușor, ușor am ajuns să dezvolt aceste canale de comunicare și, desigur, ulterior, când s-a schimbat organigrama Certro la acea vreme și, desigur, mai pregnant după ce a apărut Directoratul Național de Securitate Cibernetică, am, m -am ocupat exclusiv de comunicare, iar acum, iată, sunt cel care conduce direcția de comunicare, marketing și media din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Sper să nu fi plictisit foarte mult audiența cu paranteza asta destul de masivă. Cred că e, e foarte interesant ceea ce numești tu paranteză, și, în primul rând, mă regăsesc foarte mult în ea, pentru că și eu sunt un om de comunicare aterizat în lumea asta mare a IT-ului. Și ce ajunge la mine din povestea ta e că nu e nevoie să fim oameni foarte tehnici, cu un background tehnic, cu studii în domeniu, ca să putem înțelege ce înseamnă securitatea asta cibernetică și mai ales să putem să transmitem și altora ca să ne îngrijim de siguranța asta noastră în online. Absolut, sunt total de acord și până la urmă, ok, e o chestiune care. Nu ne convine în general să o transmitem, mai ales publicului larg, de aceea că, până la urmă, în securitatea cibernetică, cel mai vulnerabil este om. Adică, atacatorii merg pe rațiuni de costuri. Este mai simplu să exploatezi greșeala umană, este mai simplu să uh, realizezi anumite scenarii cu, anumite, cu anumit trigger emoțional care ar putea să-l pună pe cel care primește acel mesaj în dificultate, să activeze emoția și să facă o greșeală, să dea click pe un link, să descarce un atașament, să instaleze o aplicație, decât să exploateze o vulnerabilitate a unui software existent. Și E foarte clar că nu avem nevoie în cyber security doar de specialiști din IT, doar de programatori sau specialiști în cyber security. Avem nevoie și de psihologi, avem nevoie și de sociologi. Deci e o întreagă interdisciplinaritate care trebuie aplicată în cazul cyber security. Și mai o chestie, moto în general al lunii europene a securității cibernetice, să spunem. Este securitatea cibernetică, este o responsabilitate comună. Deci, ca și în cazul uh, meu, pe care vi l-am expus uh, înainte, este important să ne ajutăm unii pe alții, să ne explicăm unii altora acolo unde există o expertiză, acolo unde am trecut deja printr-un, uh, poate un incident, poate o întâmplare din mediul online, în care poate am căzut victimă sau poate nu, ne-am dat seama să le explicăm și celorlalți, părinților, copiilor, bunicilor, profesorilor, prietenilor noștri cum să se protejeze și de ce este important să facă anumite acțiuni în mediul online, astfel încât să-și creeze până la urmă o rutină de securitate care i-ar salva de astfel de amenințări care uh, vizează în general utilizatorul obișnuit. Nu vorbim acum despre amenințări asupra infrastructurilor critice. Și ai menționat acum că este Cyber Security Awareness Month, da? de 20 de ani la nivel global se, se întâmplă asta, profităm de luna octombrie să aducem un pic de, de informație pe, pe zona asta de securitate cibernetică și într-adevăr recunosc că ai răspuns deja la următoarea mea întrebare și anume de ce ne interesează pe noi, oamenii obișnuiți care nu avem nicio legătură cu ce sună așa foarte pompos cybersecurity, de ce ne-ar interesa? Și ai zis foarte fain că atacatorii Merg către oameni și vizează erorile astea umane pe care le facem fără să ne dăm seama. Putem să lucrăm în IT la nivel înalt și tot să dăm click pe un link pentru că n-am realizat că e ceva neregulă cu el. Și acum, dacă luăm categoriile pe care tu le-ai menționat un pic mai devreme, așa, rând pe rând, și îți dau exemplu personal. În, pe pagina mea de Facebook de business primesc săptămânal, să nu zic zilnic, mesaje în care cineva mă amenință că îmi va bloca dintr-un motiv sau altul contul, trebuie să dau click pe un link, să-mi bag toate datele posibile ca să mă asigur că nu îmi pierd accesul la, la pagina pe care am muncit de atâția ani să, să o construiesc. E ceva ce se întâmplă nu doar la mine. Știu că mulți dintre cunoscuții mei care au pagini din astea de business Primesc genul ăsta de mesaje. Știu multă lume care și-a pierdut conturi, muncite ani de zile. Ce ar trebui să facă antreprenorii cu afaceri micuțe, care poate nu au bugete pentru o echipă întreagă de securitate, ca să se protejeze cât de cât? Da, este o reală problemă și încă o chestie legată de introducerea ta. Una dintre greșelile pe care le facem mulți dintre noi este aceea să considerăm că Atacul cibernetic este ceva personal. Nu, atacatorii nu ne privesc personal. Nu știu că ei vor lansa un, un e-mail de tip phishing sau un smishing sau un phishing către mine, Mihai Rotariu. Nu, el știe că va transmite către o anumită adresă de mail sau, în cazul ăsta transmit către un milion de adrese de e-mail, dacă 1% dintre utilizatori dau click și introduc datele, deja au făcut un profit destul de mare. Deci este un joc al numerelor. În ceea ce privește uh, Small and Medium Businesses uh, la nivel european, există tendința de a oferi anumite recomandări destul de tehnice pentru, pentru deținătorii de astfel de businessuri și Uh, ar implica niște bugete destul de considerabile dacă ar fi să punem la punct tot acel software necesar uh, pentru a ne proteja firewall și așa mai departe. Știm că în zona de cybersecurity există costuri destul de mari. Dar, totodată, uh, proprietarii de astfel de business-uri trebuie să știe că există și soluții disponibile gratis, soluții disponibile open source. Există și proiecte europene care promovează astfel de inițiative pentru small and medium businesses anumite, să le spunem, componente integrate, adică pui în rețeaua ta un, un anumit echipament care este conectat la rândul lui cu alte echipamente de la alte astfel de businessuri și conectate ulterior către o autoritate. Acele echipamente primesc niște indicatori de compromitere, care sunt validați, de exemplu, la nivel european. Deci, practic, poți să-ți pui un echipament în rețea care să-ți dea anumite alerte, doar trebuie să te uiți pe anumită platformă și să vezi. De la adresa IP respectivă s-a făcut un atac care a fost recunoscut la nivel european. Observăm că în traficul tău există acea adresă IP, ai grijă. Asta este una dintre, una dintre componentele respective, dar în primul rând trebuie să ne asigurăm că facem training-uri de securitate cu angajații și asta sună pompos. Dar training de securitate poate însemna chiar un nu știu, team building undeva la munte și așa cum spuneam anterior, fiecare avem anumite informații, putem să ne trainuim unii pe alții și să ne povestim din experiențele proprii, din care, desigur, să tragem învățăminte. Tot discutăm despre conștientizare, despre European Cyber Security Month. În perioada asta, atât noi, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, cât și prin Proiectul Național de uh, Awareness la nivel național, Siguranța Online, unde e implicată și Poliția Română și Asociația Română a Băncilor, mergem în diferite medii și vorbim cu diferite tipuri de utilizatori și diferite tipuri de vârste, desigur. Ceea ce le subliniem noi de fiecare dată, este să fie vigilenți. Pentru că de cele mai multe ori suntem obișnuiți din reflex să facem anumite acțiuni, mai ales când activăm mediul online. Și hai să fim serioși și să ne analizăm și propria persoană. Cum facem când interacționăm pe Facebook, pe Instagram sau pe orice alte rețele? Attention span-ul pe rețelele sociale e de câteva secunde. De aceea vedem clickbait, de aceea vedem diferite postări un caracter senzațional pentru că dacă nu ne captează atenția în acele 1, 2, 3 secunde, practic trecem peste, peste conținut. Dar pentru că suntem obișnuiți să interacționăm la modul ăsta, suntem mai susceptibili în mediul online să facem o acțiune în grabă fără să facem o documentare în prealabil. Și aici mă refer la furnizarea de date sensibile, la accesarea unui link malițios, la instalarea unei aplicații și așa mai departe. Este destul de Curios de ce, eu nu sunt psiholog, dar poate există studii în acest sens, de ce tindem să oferim date mult mai simplu în mediul online sau să facem niște acțiuni care ne-ar putea dăuna în mediul online față de cum facem același lucru în viața reală? Și unul dintre clipurile care a fost intens promovat în timpul European Cybersecurity Month. Um, Afișa o persoană care mergea pe stradă și se întâlnea cu un curier care îi cerea nume, prenume, adresa de mail și să plătească o taxă de 10 ron ca să-i vină coletul. Și bineînțeles că persoana respectivă îi răspundea curierului care se afla pe stradă. De ce aș face chestia asta? Pe de altă parte, dacă se întâmplă același lucru online și primim un mesaj, știm că avem de primit probabil un produs prin servicii de curierat, deci să ne potrivim pe scenariul respectiv. Nu mai stăm să analizăm, să ne documentăm dacă într-adevăr e vorba de acea firmă de curierat care urmează să ne transmită nou pachetul sau nu. Este vorba de pachetul meu sau nu. Care este sursa mesajului și așa mai departe. Deci, în trainingul respectiv ar trebui ca small and medium businesses să se concentreze exclusiv pe crearea unei rutine de securitate zilnice, cu reflexe de securitate în mediul online, la fel cum le avem în viața reală. Și tot uh, în cadrul acestor workshop-uri, webinarii pe care le avem cu diferiți, uh, diferiți utilizatori, facem constant paralele tocmai cu viața reală pentru a înțelege audiența de ce e important să facă o anumită acțiune. Spre exemplu, când plecăm de acasă, încuiem ușa, da? Avem o cheie care deschide doar acea ușă, nu mai deschide alte uși. Câteodată avem chiar două chei la, la încuietoarea pe care o folosim. Deci trebuie să ne facem, să ne stabilim, de exemplu, parole complexe distincte pentru fiecare cont, la fel cum avem o cheie care deschide doar o singură ușă. Avem o parolă care deschide doar acel cont. Și câteodată, a doua cheie este acel cod suplimentar de autentificare, care nu ar trebui să lipsească nicăieri, acolo unde acesta este disponibil. Acum au mai apărut și moda pe urilor care îți oferă acces pe un anumit dispozitiv pe care te-ai conectat deja, stochează exact pe acel dispozitiv. O nouă parolă suplimentară, și, desigur, acolo unde este posibil să, au, să activăm și autentificare biometrică cu amprentă și așa mai departe. Deci, un strat în plus de securitate, da, ne determină să, să implicăm, să investim mai mult timp în a ne conecta la contul respectiv, dar, pe de altă parte, ne asigură de uh, faptul că atacatorii, dacă ne-au uh, extras parola, poate dintr-un link de securitate online. Pentru că și asta s-a întâmplat. Am văzut atâtea știri cu Yahoo! sau LinkedIn sau alte companii mari care au suferit breșe de securitate și zeci de milioane de credențiale ale utilizatorilor au ajuns în mâna atacatorilor. Atacatorii care ce fac? se uită la adresa de mail și la parolă și vor încerca să se conecteze pe diverse servicii cu aceeași adresă de mail și cu aceeași parolă. Deci de asta e important să nu folosim aceeași parolă la toate conturile noastre. Și se mai întâmplă o chestie când plecăm de acasă și încuiem ușa. Cel puțin mie mi se întâmplă. Câteodată mă întorc din stradă să verific dacă am încuiat ușa. Deci iată a devenit un reflex. Ei, în momentul în care primim un link dintr-o sursă necunoscută, ar trebui din reflex să îl verificăm, de exemplu, cu o soluție de securitate care ar fi ideal să existe și pe dispozitiv. Deci ar trebui făcut un pachet de recomandări din partea Small and Medium Businesses pentru angajațiilor, pentru a-și păstra datele în siguranță până la urmă. Că nu e vorba doar de datele noastre personale. Suntem responsabili și de datele firmei unde lucrăm până la urmă. Absolut. Și mă, mă gândesc un pic mai departe, mă gândesc la cazul meu concret. Da? Eu nu am angajat, sunt eu cu mine în business. Și da. atunci lucrez pe un laptop conectat la rețeaua mea de acasă, nu folosesc niște sisteme foarte performante, care e minimul pe care eu aș putea să-l fac, având în vedere că, totuși, am un business, am, nu știu, o pagină de Facebook care e conectată la cardul meu bancar pentru că rulez reclame, poate, pentru businessul meu foarte, foarte mic de one-woman show, în cazul meu. Ce facem da, aici? În teorie ar trebui să avem niște proceduri foarte clare pentru gestionarea datelor companiei, în primul rând, pentru continuitatea businessului. Procedură pentru cazul în care am suferit un incident de securitate cibernetică. Trebuie să știi unde îl raportezi și faci mai departe. Trebuie să ai o politică de backup. Cred că asta ar fi m recomandarea numărul unu pentru businessuri, în general. Domnilor, doamnelor, haideți să avem un backup redundant. Să avem un backup al datelor esențiale pe care îl stocăm pe un dispozitiv pe care îl deconectăm de la sursa originală, deci nu punem un hard extern, facem backup regulat și menținem acel hard extern conectat în continuare la dispozitiv, pentru că atacatorii, dacă ne infectează cu ransomware, desigur ne vor infecta mai departe și backup-ul respectiv și hard extern. Deci backup pe un hard extern și backup pe un cloud. Să avem cel puțin două, două surse de recuperare a datelor, pentru că Principala amenințare pentru businessuri, din păcate, este ransomware în ziua de azi. Și știm foarte clar că ransomware, odată ce a infectat un dispozitiv, practic îți ia o static datele respective. Ți le blochează și îți cere o răscumpărare pentru a ți le debloca. Dar știm foarte bine că, în primul rând, oferind acea răscumpărare, devenim sponsori ai criminalității informatice, nu avem siguranța că până la urmă vom primi înapoi cheia de decriptare pentru a ne debloca dispozitivul, iar dacă o primim, nu avem siguranța că atacatorii, poate aceiași atacatori, poate altă grupare de atacatori, nu va pătrunde din nou în rețeaua noastră și ne vor infecta din nou, pentru că și utilizatorii trebuie să știe uh, criminalitatea informatică funcționează ca un ecosistem, la fel cum funcționează și cybersecurity în general se ajută unii pe alții, grupările respective. Sunt grupări care sunt doar access brokers, doar pătrund în rețea și oferă acces unei alte grupări care vine și instalează ransomware -ul. și poate altă grupare ne cere banii și poate altă grupare extrage banii respectiv. Deci ei uh, colaborează la fel cum colaborează corporațiile în ziua de astăzi. Și trebuie să fim foarte atenți să nu devenim sponsori și atenție, din moment ce devenim sponsori vom fi pe o listă de buni platnici. Ori atacatorii vor încerca mereu să ne atace și să ne servească și mai multe scenarii, pe mail, pe SMS, prin telefon, pentru că știu că suntem vulnerabili și am pățit-o deja. Deci, prevenția contează mai mult decât niște acțiuni reactive după ce deja s-a întâmplat un astfel de incident. Mai e un lucru pe care în lumea asta, a oamenilor care. Țin training-uri de, de cyber security, cum sunt și eu, cum e și, e și tu, un lucru pe care îl aud foarte des, dar mie nu mi se poate întâmpla. Da. Și pun aici pe masă un exemplu personal. Acum câțiva ani aveam un laptop pe care îl foloseam personal, da, nu, nu laptopul de birou. Și uh, la un moment dat mi s-a stricat ecranul, a trebuit să trimit laptopul în service. În timp ce laptopul meu era în service, m-am trezit că mi-a dispărut o sumă de bani de pe. Din contul bancar, okay. bani duși către ceva, stream niște da. jocuri, bineînțeles. Cunoaștem modul de acțiune, da. Mă întrebam cum de s-a întâmplat asta, ca să realizez că, la fel cum spuneai tu mai devreme, pentru a-mi face viața mai ușoară, îmi salvasem datele cardului în browser pe laptop, ceea ce înseamnă că cei din serviciu aveau acces la absolut. Toate datele mele, da. la mână, să le folosească după bunul lor plac și ăla a fost un moment în care am realizat că, deși, așa cum ziceai și tu, poate ne face viața mai ușoară să ne salvăm cardul peste tot pe unde ne logăm, pe câte un browser, de multe ori poate nu e o idee foarte bună să facem asta de pentru loc. că nu știu unde pot să ajungă datele astea și ce se poate întâmpla cu ele. Da, pe lângă asta avem și exemplu breșelor de securitate despre care vorbeam anterior. s au întâmplat și pentru Google Chrome, dacă nu mă înșel, să, să sufere o breșă de securitate și pentru anumite, anumite branduri de manager de parole, pentru că una dintre recomandările pe care o oferim noi legată de gestionarea credențialelor, pentru că la nivel mondial cred că e o medie de 200 de conturi pe utilizator în mediul online. Să reții 200 de parole distincte este imposibil. Să le notezi într-un carnețel, ok, poate e optim, dar poate dă și cineva de carnețelul respectiv. Și de aceea există manageri de parole care te pot ajuta să ți insere. În primul rând să sugereze niște parole care sunt optime, care sunt sigure, sunt destul de complexe și greu de spart. Și totodată să-ți să stochezi acele date, criptat, foarte sigur. Uh, da, da, uh, și în cazul browserilor nu este recomandabil să salvăm nu doar datele de card, ci și credențialele de acces. Trebuie să folosim un manager de parole, un manager care va fi salvat probabil undeva, fie local, ar... revin iar la redundanță, și local și, și online undeva criptat, deci o bază de date criptată, dacă cumva ajung atacatorii la ea, au nevoie de cheia de criptare, de decriptare, scuze. Uh, deci, da, din, din obișnuință suntem, suntem vulnerabili pentru că salvăm tot felul de date tocmai pentru a avea acces mai rapid, dar având acces mai rapid, iată, deveniți mai vulnerabili în fața atacatorilor. În cazul tău, cred că ar fi fost optim să creezi un nou profil pe acel laptop care să aibă drepturi limitate și să nu aibă acces la datele tale personale și la datele dispozitivului respectiv. Acum știu. Da. Bun. Și, întorcându-ne la uh, mie, nu mi se poate întâmpla și la uh, ideea de a avea un password manager. Uh, eu sunt uh, managerul de parole al părinților mei. Da. Și eu sunt <laughs> în aceeași situație. Sunt. Uh... Factorul multi, multiplu de autentificare pentru părinții mei și pentru firma părinților mei, care au suferit câteva ransomware, câteva atacuri cu ransomware de-a lungul timpului, și de atunci am devenit acest factor de autentificare suplimentar. Exact și cred că mulți dintre, dintre noi ne găsim în situația asta și mi-aduc aminte că am avut de-a lungul timpului multe discuții cu, cu ei despre faptul că le-a trimis o doamnă Viorica un mail spunându-le că o să le închidă contul de Yahoo, de exemplu, da. sau diverse alte lucruri. Am făcut tutoriale cu print screen-urile din mailurile pe care le trimit, cu săgețele, uite asta este ăsta este un red flag și ăsta este un red flag. Excelent. Dar asta se întâmplă pentru mine pentru că da. lucrez în domeniu și mi-e destul de ușor să, să observ lucruri de genul ăsta. Dar, altfel, seniorii sunt ținte foarte ușoare pentru astfel de atacuri. Ei folosesc, într-adevăr, tehnologia tot mai des sau conturi de Facebook, de Instagram, ce, ce avem și noi, doar că poate că nu au la fel de multe cunoștințe sau nu sunt la fel de vigilenți cum suntem o parte dintre noi. Ce putem Așa să facem este, da. pentru ei ca să i ajutăm să navigheze online în siguranță? Da din păcate este destul de dificil să ne adresăm uh, respective categorie de vârstă. Pentru că trebuie să le vorbești pe limbajul lor. Și trebuie să accesezi anumite canale de comunicare care le sunt dedicate lor. Uh, Încercăm chiar chiar mâine, vineri 18 octombrie, o să avem o sesiune dedicată seniorilor, cred că prima astfel de sesiune în cadrul proiectului Siguranța Online și uite acolo noi ne propunem ca una unul dintre topicurile respective să fie despre deep fake. Îți imaginez că o să fie destul de dificil să traducem și să adaptăm tot conținutul care este destul de tehnic pentru respectiva categorie de vârstă, dar mereu, desigur, trebuie să revenim la uh, exemple, la paralele cu viața reală pentru a-i face uh, pe cei uh, în vârstă să înțeleagă, în primul rând, care sunt măsurile pe care trebuie să le ia ca să se protejeze. Și o să vorbesc în continuare despre exemplu deepfake pentru că este relevant din punctul ăsta de vedere. Nu contează cât de bine este realizat acel deepfake nu o să le explic niciodată mamei mele, tatălui meu, bunicilor mei, la element, nu o să fac referire la elementele de ordin tehnic din acel clip, de exemplu. Nu o să le spun de pixel, despre uh, nesincronizări în jurul gurii, nesincronizări între sunet și imagine și alte chestii, pentru că și simțurile noastre, odată ce înaintăm în vârstă, nu mai sunt la fel de uh, precise. Dar o să le spun totodată că trebuie să gândim logic, chiar dacă activăm mediul online, trebuie să fim vigilenți și să ne punem întrebările potrivite. Spre exemplu, vedem o imagine, un clip cu, nu știu, Sărescu, guvernatorul BNR, care vorbește despre un program național de îmbogățire și recomandă utilizatorilor de pe platformele Meta să acceseze link-ul din acea reclamă pentru a vorbi, pentru, mă rog, pentru, în principiu pentru a-și introduce niște date personale și de a fi contactați mai departe de niște specialiști în investiții care, desigur, îi pot îmbogăți într-o lună sau într-un an, nici nu-și pot imagina, pot obține de 10 ori diferența, mă rog, de 10 ori suma investită în o diferență. Aici avem două probleme, avem o problemă de educație financiară, de lipsa educației financiare și o problemă de lipsa de educației digitale eu, ca senior, când identific o astfel de inițiativă, trebuie să-mi pun niște întrebări clare. Domnule, ok, o fi real. Cum verific dacă este acest clip real? Pentru că nu știu din punct de vedere tehnic, n-am niște soluții la îndemână, nu există undeva o soluție online unde să pun link și să-mi spună 90% ăsta e realitate, 10% s-ar putea să fie alterat cu tehnologia de inteligență artificială. Neavând astfel de instrumente precise la dispoziție, Fac o minimă documentare. Ok, program național de îmbogățire. Pun pe Google, dau Enter. Mai identific o astfel de informație din surse cu reputație, atenție. Nu mai identific, cel mai probabil este vorba de o capcană, nu dau click mai departe, nu ofer date mai departe. Deci trebuie să ne punem aceste întrebări logice, cum spuneam, pe care ni le-am pune dacă am fi pe stradă și ne-ar aborda cineva, dar nu le punem în mediul online. Ei, Asta trebuie să facem în momentul în care discutăm cu diferite categorii de vârstă, în special cu, cu cei în vârstă, pentru că nu sunt nativ digital, cum e noua generație, nu s-au născut cu astfel de dispozitive în mână. Și ce este mai grav este faptul că folosesc instrumente digitale, folosesc telefoane inteligente, folosesc tot felul de servicii, dar o fac semiautomatizat. Spre exemplu, dacă ai mutat din actuala, să spunem, înlănțuirea iconițelor de pe ecran, iconița de la mail din stânga în dreapta, s-ar putea bunica sau mama să mă sune să mă întrebe ce s-a întâmplat cu mailul meu, pentru că iconița respectivă reprezintă mailul meu. O altă problemă pe care am mai identificat-o la această categorie de vârstă și de care trebuie neapărat să scăpăm este faptul că ei confundă internetul cu browserul de internet sau mai precis cu search engine-ul de internet. Pentru părinții mei, internetul este Google. Ei nu pun în bara de adrese o adresă de uh, un domeniu pe care vor să l pe care vor să acceseze. Ei plasează pe Google prima dată și știm foarte bine că atacatorii încearcă să exploateze realitatea asta sponsorizând anumite servicii, cum ar fi uh, platforme de tip chat, cum ar fi WhatsApp sau un antivirus sau anumite uh, software-uri recunoscute care sunt extrem de accesate la, la nivel mondial. pe o anumită zonă geografică, sponsorizează foarte mult acea postare, astfel încât în momentul în care dăm, de exemplu, WhatsApp, apropo, fac o altă paranteză, Au existat o perioadă în care WhatsApp web, al treilea uh, search, pe, a, 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 al treilea rezultat din search pe Google furniza 100% o variantă de WhatsApp care era alterată de atacatori și tot ce conversai acolo ajungea în mâinile atacatorilor. Deci atacatorii aveau acces practic la contul tău și puteau să-ți extragă date din conversații, puteau să-ți extragă, să extragă date din cont și așa mai departe. Deci trebuie Cumva să renunțăm la această um, interacțiune semiautomatizată cu tehnologia pentru, pentru seniori, dacă trebuie, desigur, să le explicăm și cum să facă acest lucru sau să-i ajutăm să-și configureze uh, anumite soluții de tip software de care nu sunt cap pe care nu sunt capabili în momentul ăsta să le, să le configureze și foarte mult să avem răbdare cu ei și să le explicăm de ce este necesar să facă o anumită acțiune. Nu trebuie să le spunem doar, ți-a venit un link, nu dai click pe link, îmi trimis mie link înainte să dai click pe link. Pentru că trebuie să înțeleagă și ei de ce este importantă tehnologia, cum funcționează și mai ales cum se pot proteja. Și dacă ducem povestea asta, Mihai, un pic mai departe, pentru că printre lucrurile pe care eu le-am auzit de la părinții mei a fost și, da, dar ce poate să mi se întâmple mie? Eu n-am mare lucru în telefon, am da. niște poze cu căței cu pisici, niște poze cu voi și cam atât. Ce mi se poate întâmpla? Și cred că e important, exact cum spui și tu, să îi ajutăm să înțeleagă care e capătul firului poveștii astea. Adică, ok... Dai click pe un link, îți fură datele, ce se poate întâmpla mai departe, astfel încât să-ți dai seama că într-adevăr te poate afecta într-un mod negativ? Din păcate, orice astfel de date cu caracter personal furnizăm atacatorilor, la prima vedere, da, nu au ce să facă cu ei, adică cu nume, prenume și cu adresa de e-mail, nu au cum să extragă date de la noi. Dar cu acele date știm foarte clar că ei, avându-le la dispoziție, ne vor targeta cu tot felul de alte atacuri și tot felul de alte scenarii, mai plauzibile sau mai puțin plauzibile. Vorbeam despre scenariul de schem a care folosește identitatea vizuală a serviciilor de curierat. Majoritatea dintre noi, la un moment dat, ne vom potrivi pe acest scenariu. Pentru că facem cumpărături online și așteptăm de multe ori colete. Și eu era să pățesc la fel. Aveam un colet care urma să vină din China. Știam că am un colet care urma să vină din China. Mi-a venit mesaj a doua zi după ce am făcut comanda din China că trebuie să plătesc o taxă infimă de o taxă vamală și eram gata să-mi introduc datele de card când rațiunea mi-a prins beculețul, vigilența și mi-am pus întrebarea clară. Cum ar fi putut să ajungă coletul din China într-o zi la noi în vamă în România? Și am renunțat la introduce datele de card, am, am analizat mai atent domeniul respectiv, sursa mesajului respectiv. Era un phishing, poate chiar un spear phishing, foarte, foarte bine realizat. Dar tocmai pentru că atacatorii au avut acces la un moment dat la datele mele. Poate chiar au avut acces la o bază de date a, a serviciului respectiv de, de coletăraie care urma să-mi să transmită pachetul și știau că am făcut eu acea comandă. Deci, atacatorii se folosesc foarte des de context pentru a face scenariul cât mai plauzibil. Am avut la începutul războiului din Ucraina foarte multe inițiative de donații pentru uh, cauza ucrainenilor, care erau conduse, de fapt, din spate de atacatori. Practic, noi donam, dacă făceam acele plăți, donam bani atacatorilor și, în același timp, atacatorii ne extrageau datele de card. Deci, un win-win situation pentru ei. Vine Black Friday. Așteptați-vă la foarte, foarte multe tentative de fraudă lansate de atacatori în perioada respectivă. Pentru că revin din nou la felul cum interacționăm în mediul online. De Black Friday suntem foarte atenți să nu pierdem chilipirul respectiv, să nu pierdem reducerea, să nu pierdem stocurile respective. Și atunci suntem mai puțin vigilenți, mai puțin atenți. Facem totul din grabă. Și atunci. Ne plasează tot felul de promoții false, de reduceri, vouchere, tot felul și așa mai departe, și noi plătim până la urmă cu datele noastre și cu acces la conturile noastre, poate chiar cu acces la conturile noastre bancare, din păcate. Deci, atacatorii nu privesc un atac personal, nu trebuie să-l priviți nici dumneavoastră, dar fiți conștienți că, odată ce ați furnizat date personale, adrese de e-mail, număr de telefon, pe. Uh, pe aceste date, pe adresa respectivă de e-mail, pe numărul de telefon, vor apărea tot felul de tentative de phishing, pe e-mailul respectiv, la fel, poate, tentative de infectare cu malware și având la dispoziție numărul dumneavoastră de telefon și folosindu-se de tehnologia inteligenței artificiale, veți primi tot felul de apeluri care par foarte reale, pentru că atacatorii, dacă au la dispoziție un sample audio, de exemplu, cu vocea dumneavoastră, pot simula că sunteți dumneavoastră la telefon și. Din fericire, în România nu s-a întâmplat încă, sau cel puțin n-am auzit astfel de cazuri, dar la nivel european este o reală problemă cu metoda accidentului. Când te sună cineva și spune că este un trecător care a asistat la un accident destul de grav și fata dumneavoastră sau băiatul dumneavoastră este parte accidentului respectiv, poate chiar a cauzat incidentul respectiv și a auzit la telefon un sample audio cu vocea lui care îi spune să îi oferiți imediat ajutor, atunci probabil nu veți nu vă veți gândi dacă este real sau nu. Instinctul principal este să vă ajutați copilul și atunci poate transmiteți o sumă de bani, poate transmiteți niște date care intră rapid în posesia atacatorilor. Deci, iată cât de simplu este pentru ei să se folosească deja de tehnologie mai rapid decât ne folosim noi, ca utilizatori de tehnologie, ca să ne apărăm de atacatori. Dar, dacă suntem vigilenți și ne punem întrebările necesare la momentul potrivit. Și știu, este destul de greu să ieșim din această paradigmă a uh, emoției, pentru că atacatorii vor încerca fie să ne panicheze, fie să ne ofere o emoție pozitivă, cum sunt aceste reduceri senzaționale. Și din momentul ce s-a activat emoția, nu mai gândim logic neapărat și tindem să dăm click pe link, să instalăm o aplicație sau să furnizăm date. Deci tot ceea ce trebuie să facem este să gândim logic, să gândim înainte de click, și să ne punem întrebările necesare să facem o minimă documentare. Îmi place foarte mult ideea asta pe care ai spus-o că ar fi bine să ne întrebăm înainte de a acționa dacă cineva ne-ar cere să facem asta fiind pe stradă. Da. Am face-o sau nu? Adică dacă cineva exact. ar veni și mi-ar oferi un pachet mare pe stradă și mi-ar zice dă-mi un pic datele cardului tău și primești cadou pachetul ăsta i-am dat cardul? Cel mai probabil că nu. Nu. În schimb, în online, exact cum spunea, există ușurința asta. Da, e online, am cardul salvat acolo, e, merge foarte, foarte natural totuși. Și atunci cred că asta e o întrebare foarte bună pe care să le-o punem și părinților sau bunicilor noștri. Ok, înainte de a face orice, gândește te dacă ai fi pus în situația asta fiind pe stradă, ai face-o? Dacă răspunsul e nu, think again. Da, mă gândeam chiar la o campanie extrem de interesantă pe care o derulăm și o să o derulăm de fiecare dată în fiecare an de 8 martie, de exemplu. Sau, da, de 8 martie s-a întâmplat, întâmplat pe siguranță online. Anumiți influenceri din online, și au adus mamele în fața ecranului și le-au explicat pendelete, la fel cum ai învățat tu când eram mic să nu deschid ușa străinilor, la fel te învăți și pe tine să nu dai click pe link-uri fără să le verifici cu o soluție de securitate. Poate un virus total care este absolut gratis pe internet și cuprinde, agregează mai mulți vendori de securitate. Poate un schem advisor.com, acolo unde vrem să facem cumpărături online. Putem să ne folosim, iată, de instrumente disponibile gratis, cel puțin pentru a ne da un rating de securitate. Să știm, e ok să merg mai departe sau nu e ok să merg mai departe. Iar dacă tot există tool astea gratis, Hai să, hai să ne folosim de ele, pentru că nu ne costă nimic și le putem pune deja în telefon fără nici cea mai mică problemă. Deși ar fi ideal, desigur, în rutina noastră zilnică de securitate să avem instalat pe dispozitiv și o soluție de securitate, un antivirus, pentru că se întâmplă de multe ori să dăm click din neatenție și antivirusul poate să ridice mâna să ne întrebe din nou, ești sigur că vrei să accesezi acest link? Pentru că din informațiile mele, din baza mea de date, Mie mi se pare că aici este un malu. Deci, ok, nu, nu există o soluție miraculoasă care să ne salveze de tot. Nu instalăm un antivirus și putem să facem orice pe dispozitiv, dar un antivirus, un, un astfel de, o astfel de soluție de scanare a magazinelor online care să dea un rating de securitate, niște acțiuni cum ar fi backup-ul datelor esențiale, parole complexe, autentificare în doi pași, manager de parole, actualizarea automată a software-ului pe dispozitive, actualizarea automată a sistemului de operare pe dispozitive. Încă o dată, vedeți că fac, subliniez foarte clar, automată pentru că putem să bifăm din dispozitivele noastre acest lucru să se întâmple, actualizările respective, fără ca noi să intervenim. La o oră din noapte, când poate dormim sau facem orice altă acțiune, software-ul pe dispozitive se actualizează automat. Dar, din păcate, nu toată lumea știe de chestiile astea și nu toată lumea le bifează încă de la început. Ok. Sunt, sunt foarte multe lucruri importante pe care, pe care le-ai menționat aici și o să vreau să... Îmi dai o listuță așa cu, da. cu tulurile pe care le-ai menționat, ca să Absolut. le pot pune în descrierea da, da, da. episodului și să fie super. Nu recomand la să, să le folosească utilizatorii. Eu sincer vă spun, vă dau aici exemplu personal, virustotal.com și schemadvisor.com le folosesc de fiecare dată când am suspiciuni. Iar de fiecare dată când fac cumpărături online, prima dată vreau să văd care este ratingul de securitate pe care schemadviser.com îl dă acelui magazin online. Pentru că. El se uită, turul respectiv se uită după mai multe elemente, nu doar după certificatul de securitate. Se uită cine deține acel site, când a fost lansat acel site, unde este hostat acel site. Este într-o țară cu jurisdicție dubioasă, e, mai e pe un server de unde s-au raportat incidente de securitate cibernetică, are niște review-uri, are niște review-uri reale, are o politică de returnare a produsului și așa mai departe. Gândiți-vă că toate elementele astea, dacă ar fi să le analizăm noi, manual, n ar lua o veșnicie, dar instrumentul respectiv vă dă un rating de securitate imediat, luând în considerare toți acești parametri și, desigur, dacă vedeți că este unul pozitiv, mergeți mai departe. Dacă faceți și experimentul următor. Intrați pe Instagram și primele 3-4 reclame care vă sunt servite pe Instagram cu anumite produse aflate la vânzare, copiați link-ul, puneți-l pe schemadvisor.com și garantat o să vă spun că o să fie un rating de securitate negativ care va determina să nu mai faceți cumpărături pe astfel de site-uri. Deci mare atenție la anunțurile sponsorizate, în special pe social media, pentru că vedem că rețelele sociale acum nu gestionează tocmai ideal propagarea unor astfel de tentative de fraudă. Ok. Uite, e un exercițiu pe care chiar am de gând să-l fac. Sunt foarte curioasă cum, <laughs> cum o să scoreze. Eu am avut o, o experiență extrem de ciudată. Cum spuneam, majoritatea reclamelor pe care le-am pus acolo aveau un rating de securitate dezastruos, adică nu era nici măcar 10%. Ok. Și, na. Și aici mă mai gândesc la ceva, pentru că. Uite, și eu rulez reclame și sunt da. foarte curioasă cât ar scora site-ul meu da, pe și, un și astfel asta de e, site. Și asta e un exercițiu pe care puteți să-l faceți. Da, Pentru că să știți că uh, SchemaAdvisor.com, de exemplu, uh, este o inițiativă destul de cunoscută la nivel internațional pentru că sunt mai mulți vendori cu reputație în zona de retail care și-au pus în comun bugetele și chiar uh, companii uh, foarte mari de cybersecurity la nivel mondial uh, au, au intervenit și au, uh, uh, au oferit o anumită sumă de bani sau poate expertiză și așa mai departe acestui proiect, tocmai pentru a-l lansa și a-l ține în picioare, pentru că nu e ok nici pentru ei să aibă o groază de plângeri din partea clienților. Până la urmă, și în cybersecurity și în general uh, pe internet, totul funcționează pe bază de încredere. Dacă te-ai ars odată, te-ai fript odată și nu mai ai încredere să folosești uh, piața digitală europeană, să spunem, atunci e o problemă pentru un european. Deci vrem să creștem uh, încrederea utilizatorilor în a folosi instrumente digitale, în a folosi internetul pentru a ne eficientiza viața. Ei, pentru a face acest lucru, trebuie să le arătăm că există și posibilitatea să faci toate aceste acțiuni. În siguranță, dar trebuie să facem și anumite minime verificări ce țin de uh, securitatea noastră a utilizatorilor. Deci, revin încă o dată la acea rutină de securitate, la acea igienă de securitate cibernetică, dacă vreți. Și dacă am vorbit despre seniori, am vorbit și despre afaceri. Hai să mergem un pic și, și spre copii, pentru da. că știu că acolo e o zonă sensibilă. Copiii folosesc dispozitive, se conectează, au conturi de social media de la vârste prea fragede, îmi permit să prea spun. Fraged, așa este. Um, cum vezi tu asta, mai ales așa, ca proaspătătic? Da, chiar asta mă gândeam și eu. Când voi oferi uh, oportunitatea copilului meu să folosească tehnologia sau cum voi integra pas cu pas tehnologia în viața ei? Pentru că, pe de de-o parte, mă gândesc că nu vreau să piardă ritmul cu alți copii. Știu cât de importantă este tehnologia și mai ales pentru viitor, mai ales pentru un job în viitor, un job bine plătit. Apropo, în cybersecurity, cu o paranteză, sunt joburi foarte bine plătite unde este o lipsă acută de personal. Deci dacă vă gândiți ca tineri sau ca părinți să propuneți o anumită carieră mai departe în zona de tehnologie și de cybersecurity, e the way to go. Pentru că, în continuare, va fi și mai mare nevoie de specialiști care sunt foarte bine plătiți în acest domeniu. Dar, da, mă gândesc că, în primul rând, copiii au creierul în formare. Asta e o problemă esențială. Și chiar citisem la un moment dat o carte, Demența Digitală se cheamă. Citind acea carte, mi-am dat seama că. Felul cum am interacționat, inclusiv eu, pe social media și online, și modul cum procesez informația în ultimul timp, mă face să am din ce în ce mai mult un deficit de concentrare, ceea ce nu este optim. Nu mai ajung să citesc articole până la capăt, ajung să citesc cumva în diagonală și poate nu mă informez cum trebuie, ajung să procesez foarte multă informație care nu-mi folosește la absolut nimic. Deci trebuie să facem un balans între învățarea um, clasică, între scris, citit, hârtie și așa mai departe, și folosirea tehnologiei. Și cred că trebuie să ascultăm de medici, în primul rând, de specialiști din zona asta în momentul în care vrem să integrăm tehnologia în viața copiilor noștri, pentru că nu putem să îi lăsăm în fața ecranului un timp nelimitat, nu putem să le dăm dispozitive de inteligente de la cele mai frage de vârste. Trebuie să le integrăm treptat, pentru că încă o dată revin la ideea că acel creieraș al lor este în continuă dezvoltare. Și noi am fost obișnuiți, crescuți într-o anumită paradigmă. Ok, ei nu o să crească în aceeași paradigmă, dar este absolut necesar să învețe și cum să se descurce, în primul rând, în viața reală. Ori asta nu o să învețe doar stând cu dispozitivul respectiv în mână. Da, trebuie să fim foarte atenți, să integrăm treptat tehnologia, trebuie ca noi, părinții, să le explicăm copiilor cum funcționează tehnologia, să le explicăm că există anumite amenințări folosindu-ne desigur de instrumentele pe care le avem la dispoziție și desigur aici vă recomand și broșurile cu benzi desenate destinate copiilor de pe siguranța online, broșurile familiei Websters, care sunt lansate împreună cu ambasada Elveției, sunt disponibile la nivel internațional în mai multe limbi, printre care iată și română cu suportul actorilor din siguranța online. Ei, acea revistă cum spuneam, se centrează în, în jurul familiei Webster, o familie care, la fel cum discutam și noi, se ajută unii pe alții să treacă de anumite întâmplări din zona digitală, din online sau chiar din viața reală. Deci se învață unii pe alții cum să evite anumite amenințări care sunt specifice categoriei de vârstă. Ei, La fel trebuie să ne folosim și noi de anumite instrumente care sunt disponibile pentru a le explica copiilor care sunt pericolele care vizează pe ei în mediul online și cum se pot proteja? Și fiți convinși că, pas cu pas, an cu an, copiii vor fi cei care ne vor învăța pe noi, părinții, și ne vor ține la curent cu ultimele trenduri din, din zona digitală și de, din zona securității cibernetice. Dar, încă o dată, foarte mare atenție la timpul pe care îl uh, alocăm copiilor în fața ecranelor, nu doar în fața dispozitivelor inteligente, a ecranelor, efectiv. Și cred că ne întoarcem la povestea pe care o spuneai mai devreme, cum ne învățau pe noi părinții noștri să nu deschidem ușa străinilor, da. să ne uităm pe vizor, să vedem dacă, într-adevăr, e cineva cunoscut. Suntem în punctul în care, pe lângă asta, avem nevoie să îi învățăm pe copii cum să se protejeze într-un mod similar însă în lumea online, pentru că sunt tot felul de oameni care poate îi abordează da. în, într-un fel destul de prietenos sau care pare inofensiv inițial și se poate ajunge la lucruri destul de urâte, aș putea spune, dacă o ne uităm la mai... ce se întâmplă. Noi am avut surpriza, cu siguranța online. Cred că cel mai mult ne-am adresat copiilor, adică am fost solicitați, fie prin intermediul programului Școală altfel, fie prin diverse alte ocazii, să mergem să ținem prelegeri, mă rog, prelegeri. Workshop-uri, webinarii cu copiii în școli, în licee, poate chiar la Parlament de Ziua lui Moș Crăciun sau cu diverse alte ocazii de 1 iunie. Um, noi avem o componentă dedicată copiilor pe siguranță online. Adică copiii pot intra acolo, nu doar copiii, dar și părinții, adulții și așa mai departe, pot intra acolo și se pot testa cu un quiz, în primul rând. Și la finalul quizului respectiv obțin un rating de securitate și ei știu mai departe, cum ar trebui să-și îmbunătățească rutina de securitate cibernetică sau uh, ingena de securitate cibernetică, citind anumite anumit conținut de awareness disponibil tot pe site-ul Siguranța Online. Ei, quizul respectiv am avut surpriza să fie cel mai bine completat din toate cele 3 sau 4 quizuri pe care le avem, pentru că avem 3 sau 4 componente diferite de educație digitală pe site-ul Siguranța Online. Una este antifraudă, una, una este antimalor, dar e și un quiz dedicat copiilor. Ei, quizul respectiv, cum spuneam, e făcut la perfecție, de copii de fiecare dată. Și am avut surpriza peste tot unde am fost să dăm de copii foarte bine pregătiți. Copiii de clasa 6, care deja știau cum să folosească o mașină virtuală, cum să-și pună o licență de Windows pe acea mașină virtuală, adică aveau cunoștințe pe care nu le bănuiam până atunci și va trebui, iată, să ne reconfigurăm cumva așteptările noastre referitor la categoriile respective de vârstă. Să știți că stăm foarte bine din punct de vedere al cunoștințelor pentru tineri și pentru copii, tocmai pentru că ei sunt nativi digital. Din păcate, nu este și o curiculă în sistemul educațional care să le explice mai pe larg cum să se protejeze mai departe și poate să le deschidă apetitul către programare, către cybersecurity sau către alte zone. Apropo de asta, România tocmai s-a -a clasat pe locul 8 la Campionatul European din 37 de echipe. 31 participante la nivel european, 6 în afară competiției printre care și Statele Unite. Deci, cred că este o performanță extraordinară în condițiile în care Cyber Security, până de un zi, a fost doar la nivel de master la anumite facultăți de profil. Ok, acum e și în facultățile de profil, dar, în continuare, nu este materie în liceu, nu este nici la gimnaziu, nici la școala generală. Și ar trebui, la fel cum am învățat educație civică noi, generația noastră, ar trebui să existe o componentă în care copiii să învețe de ceea ce se lovesc în, în viață mai departe, până la urmă. Deci, iată, igienă de securitate cibernetică sau cybersecurity. Nu știu în ce măsură se predă chestia asta, de exemplu, sau elementele adiacente cybersecurity la lecțiile de informatică. Noi sperăm că, pas cu pas, vom ajunge și cu cybersecurity-ul de la cele mai frage de vârste în școli, poate chiar și grădinițe, cine știe. Trebuie să îi obișnuim pe copii să știe cum să se protejeze în mediul online și că nu există libertate absolută acolo. Sau, cel puțin, ok, există la nivel teoretic, dar există și, uh, și, 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 și anumite uh, chestii negative pe care le pot. Uh, le îi pot afecta în mediul online și trebuie să știe ce trebuie să facă pas cu pas în cazul în care uh, cineva îi abordează sau în cazul în care primesc un link, în cazul în care cineva le cere un cod de autentificare, spunând, de exemplu, că este prietenul lor și că vrea uh, să fie votat la un anumit concurs, și codul respectiv reprezintă votul la acel concurs, pentru că Opii în general, se folosesc foarte mult de social media și una dintre principalele probleme cu care se confruntă, și chestia asta am aflat-o de la ei, este account takeover-ul, conturile compromise pe social media. Și este foarte, foarte simplu pentru atacatori să facă chestia asta prin această metodă de uitare a parolei și regenerare a parolei, uh, uh, regenerarea accesului pentru contul de social media. Uh, da, și, cum spuneam, purtăm foarte multe discuții cu ei și suntem surprinși să aflăm din ce în ce mai multe metode inedite de care au aflat ei, inclusiv în zona de gaming sau în zona de social media, și, desigur, mai departe încercăm să acoperim și noi cu niște avertizări corespunzătoare pentru categoriile respective de vârstă. Dar. Încă o dată, este în îmbucurător că sunt mult mai bine pregătiți decât aveam noi impresia ca oameni maturi această tânără generație. Asta e o, e o veste foarte bună și încă un subiect. Mi se învârt foarte multe rotiții. Asta mi se întâmplă în, în toate discuțiile. În timp ce te ascult, îmi vin okay. tot felul de idei, dar păi, le povestim noi după aia. Mai, facem. Faia. <laughs> mai da. facem cu siguranță. Mă gândeam că e foarte important să vorbim cu ei, inclusiv despre amprenta lor digitală. Da. Pentru că e foarte posibil ca la, nu știu, 13, 14, 15 ani să nu mă gândesc că o poză pe care eu acum o pun online poate să aibă un impact foarte mare asupra imaginii mele în viitor. Da. Uh, privacy și confidențialitatea datelor, într-adevăr, este o problemă reală în rândul tinerilor, pentru că poate nu s-au informat sau nu le-a vorbit cineva ajuns de mult despre importanța datelor în mediul online și ce pot face atacatorii cu datele respective. Da, nu doar tinerii, cred că și noi avem tendința să punem foarte multe informații în mediul online, date cu caracter personal în primul rând. În momentul în care plecăm în vacanță, dacă ne uităm pe social media, în medie, o persoană care pleacă în vacanță, începe prin a scana biletul de avion când se află în aeroport, Începe, continuă printr-un check-in în momentul în care a ajuns la hotel, poze în fiecare zi de la piscină, de la diferite uh, atracții uh, turistice și așa mai departe. Un mesaj transmis practic către infractori că este disponibilă casa noastră, nu este nimeni acasă, pentru că, desigur, ne pozăm cu toată familia, etichetăm pe toată lumea și totodată revin la acel bilet de avion care conține un QR code sau conține un cod de bare informații care sunt traduse în date cu caracter personal. Iar dacă cineva extrage acea imagine, poate să extragă date cu caracter personal despre dumneavoastră. De aceea și noi la DNSC am făcut niște materiale distincte pentru situațiile în care mergem, de exemplu, în vacanță, în concediu. Pentru că pe lângă chestiile astea mai avem și tendința de a ne folosi neapărat de internet. Chiar dacă este gratis, internetul câteodată nu este gratis poate nu este sigur, este clonat sau nefiind parolat, atacatorii au acces la datele de pe, pe care le schimbăm noi între servere și ne pot extrage date. De asta e important să nu folosim în momentul în care călătorim rețele de Wi-Fi nesecurizate, neparolate, rețele publice sau dacă... Folosim chestia asta să nu schimbăm date sensibile pe el. Sau să folosim o soluție de tip VPN, Virtual Private Network, care ne va cripta traficul între noi și serverele pe care vrem să le accesăm și site-urile pe care vrem să le accesăm. Deci, da, trebuie să discutăm și uh, e o discuție destul de amplă și în zona de privacy și de confidențialitatea datelor pe social media, pentru că Mulți dintre noi, cum am spus, deși avem un profil poate privat, foarte multe informații le punem public și atunci nu mai înțeleg de ce ar fi profilul respectiv privat. Orice informație dăm despre noi pe internet, doamnelor, domnilor, copii, poate ajunge să fie folosită de atacatori pentru a șlefui un anumit scenariu de atac sau pentru a ne viza cu un anumit atac. Inclusiv să vină să încerce să, să ne spargă apartamentul, dacă știe că noi nu suntem acasă. Și o să-ți spun foarte sincer că de când lucrez în zona asta de cybersecurity, adică de aproape patru ani imediat, am început să evit să pun poze din vacanță când sunt în vacanță. Dacă da. simt nevoia să le postez, le postez la câteva zile după ce revenim acasă. Tocmai ca să nu ajung în contextul ăsta în care bă, semnalizez, uite, e liber la noi acum, mergeți din da, știți, exact. nu și nu e nimeni acasă. La urmă, până la urmă gândiți-vă că nu știe nimeni că sunteți în concediu și nu vă deranjează nimeni fiind în concediu. Efectiv, cercați să luați o pauză pentru că și asta contează. Haideți să mai luăm câteodată o pauză de la tehnologie, de la internet... Pentru a ne reconfigura gândurile și uh, a ne recarca bateriile. Că asta contează până la urmă. Da, și eu fac același lucru. Dacă am niște poze din vacanță, încerc pe cât posibil să le postez uh, ulterior, când am ajuns acasă. Și puteți să faceți un, uh, un text frumos în care să oferiți o concluzie a vacanței respective, nu doar câteva snippet din fiecare zi care nu duc la nicio, la nicio concluzie. Deci recomand același lucru. În momentul în care mergeți în vacanță, fiți în vacanță și nu mai postați, nu mai jurnalizați toată activitatea din vacanța respectivă pe internet, mai ales să o puneți disponibil public. Puteți să puneți poate pentru prietenii apropiați anumite story sau mai știu eu ce. Dacă vreți neapărat să arătați că ați ajuns într-un punct în care n am mai ajuns nimeni, de exemplu. Foarte, foarte bine punctat. Și pentru că ne apropiem de final, și tocmai ai menționat că ți iei și tu pauze, um, am tot povestit despre cum tehnologia asta, e clar, face parte din viețile noastre, nu avem cum să trăim fără ea, asta uh, nu, nu există îndoială, dar avem totuși nevoie de un echilibru, cum ai spus, avem nevoie de pauze. Și atunci, lucrând într-un domeniu care presupune conectare destul de, de mult. Uh, cum vezi tu ideea asta de tihnă digitală? Cum te deconectezi? Cum îți găsești liniștea? Mă recunosc că nu știu dacă sunt chiar un exemplu, pentru că am avut o perioadă în care, efectiv, la jumătate zilei mă opream 30 de minute și meditam. Uh, dar, ușor, ușor, din păcate, am renunțat și la chestia asta, pentru că sunt foarte, foarte multe tascuri de îndeplinit. Um, nu este ok pentru sănătatea mentală a, a, cuiva care lucrează în domeniul ăsta, cum spuneam, stăm în fața ecranului, foarte mult, procesăm foarte multă informație, încercăm să facem cât mai multe lucruri deodată, uneori suntem cu atenție distributivă, suntem atenți la două ecrane, facem două lucruri concomitent, suntem într-un col cu colegii și în același timp mai lucrăm și la un comunicat de presă sau la o chestie de genul, dar este important să ne luăm niște momente de pauză în momentul, în momente cheie, pentru că chiar dacă tindem să lucrăm în continuare, nu o să fim la fel de eficienți. Asta e problema, pentru că concentrarea, nivelul de concentrare scade pe măsură ce trece timpul din, din acea zi. Deci trebuie, este important să ne luăm acele pauze și. Asta o să încerc și eu să revin la acea jumătate de oră în care să meditez, să mă gândesc la cu totul altceva în afară de, de muncă, și mai este recomandabil, desigur, exercițiu fizic pe cât posibil. Uh. Și hobbyurile. Din păcate, în ultimul timp am renunțat și eu la hobby la anumite hobby-uri, de exemplu, aveam un podcast pe zona de uh, sport, pe fotbal, și a, am fost nevoit să renunț la el tocmai pentru că au apărut alte lucruri mai importante în viața mea. Dar uh, trebuie să ne împărțim foarte bine între uh, jobul pe care îl avem și viața privată. Și să luăm la timp acele pauze uh, pentru a ne reîncărca bateriile, cum spuneam. Nu nu e ok să ajungem să să facem burnout. Și, din păcate, am, am văzut destul de multe cazuri uh, în România. Nici nu-ți dai seama când ajungi într-o situație în care efectiv nu mai poți. Pentru că ești obișnuit în acel ritm în fiecare zi, dar la un moment dat o să cedezi. La fel și cu tehnologia. Haideți să, să ne uităm, spre exemplu, la uh, telefoanele inteligente care îți oferă această informație pe tavă. Cât ai, uh, câ cât timp ai stat în fața ecranului, cât ai stat pe Instagram, cât ai stat pe Facebook, cât ai stat pe mail și așa mai departe. Gândiți-vă dacă în modul ăsta vreți să vă desfășurați mai departe toată viața, pentru că tehnologia va cere din ce în ce mai mult de la noi. Nu, va, nu ne va lăsa să să ne alocăm mai mult timp în afara spațiului digital. Până la urmă este și o bătălie între, între instrumentele astea, software, ca să ne ține cât mai mult captivați de respectiva aplicație, să ne servească cât mai multe reclame și cât mai mult conținut. Dar trebuie să ajungem totuși să ne păstrăm concentrare că asta mi se pare că în momentul ăsta tehnologia erodează din ce în ce mai mult. Capacitatea de concentrare a utilizatorului nu ajută deloc interacțiunea asta pe bază de scroll sau pe modelul TikTok, de exemplu, este, este foarte dificil, este extrem de captivant, de exemplu, TikTok-ul, să intri pe el, mai ales în momentul în care ți-ai ți-ai configurat cât de cât o bază de oameni sau de conținut pe care îl accepți tu. Mereu îți servește ceea ce îți va dezvolta foarte mult apetitul să vezi, să vezi mai mult lucruri interesante. Pe bucăți din astea de 30 de secunde, un minut, dar cred eu că mai degrabă Punem stop și ne uităm la un documentar de o jumătate de oră, de o oră, de două ore și așa mai departe, sau la un film, sau la o piesă de teatru, nu știu. Haideți să ieșim cumva din, din zona asta a tehnologiei și să nu ne desfășurăm viața reală mai mult pe internet decât o facem fizic. Ce, ce frumos spus. Mihai, îți mulțumesc foarte mult. Cred că sunt discuții în care putem să intrăm mult mult mai în profunzime și Absolut. să să ne întindem cu siguranță pe fiecare bucățică pe care am am povestit-o noi astăzi. În încheiere ce aș mai vrea să te rog e să ne spui unde vă găsim pe voi, cei de la DNSC, ce acțiuni aveți în următoarea perioadă. Știu că luna octombrie și la mine se simte mai ceva decât Crăciunul. E cu foarte multă activitate și pentru voi. Ce pregătiți fain și pentru cine mai ales în următoarea da, practic închidem cercul pentru că am început cu felul cum am dezvoltat aceste canale de comunicare. Ne găsiți desigur pe site-ul dnsc.ro. Acolo există și o secțiune de conștientizare foarte bine populată numai cu... Um, ghiduri infografice, în general materiale de awareness disponibile gratis și descărcabile și recomand să le partajați și cu, și cu alți utilizatori. Suntem și în cadrul proiectului siguranțaonline.ro Deci vizitați și site-ul siguranțaonline.ro care este un proiect de educație digitală la nivel național unde suntem parteneriați cu Poliția Română și cu Asociația Română a Băncilor. Ne veți găsi în școli, în licee, la sediu de foarte multe ori, dar cine știe, poate ne vedem și în piață, pentru că am făcut și acțiuni în piața Obor, chiar colegii mei din siguranță Online au fost săptămâna trecută undeva într-o piață din Ploiești, deci încercăm să ajungem la toate tipurile de utilizatori, indiferent de expertiză. Și nu în ultimul rând, desigur, ne găsiți pe toate rețelele de social media importante, pe Facebook, pe Instagram, pe Twitter, pe uh, LinkedIn, pe YouTube, avem și acolo un canal de YouTube. Uh, și, încă o dată, dacă aveți o problemă de securitate, avem și un număr național de urgență apelabil gratis, din orice rețea, 1911 -1 -1, și discutați cu un operator, desigur, în timpul orilor de program. Dar, dacă e în afara programului sau poate e în weekend, nu vă descurajați, vă rugăm foarte mult să ne lăsați un mesaj audio cu problema dumneavoastră. Există șanse ca un specialist care vede că a intrat acel mesaj, chiar dacă se află în timpul liber, să asculte acel mesaj, iar dacă este o problemă presantă și trebuie atunci acționat, vă va contacta, chiar dacă este în afara orilor de program. Și mai avem și posibilitatea să ne raportați astfel de incidente la adresa de e-mail dacă nu doriți să apelați telefonic, sau pe un formular disponibil pe site-ul dnsc.ro, pnrisc.nsc.ro. Și aici mai pun pe masă o situație cu care mă întâlnesc destul de des, inclusiv la job, și anume că oamenilor le e frică să semnaleze context, situații de genul ăsta. Ce îmi spun colegii mei este că preferă să aibă uh, mai multe incidente raportate, chiar dacă poate o parte dintre ele nu sunt amenințări da. reale decât să rateze vreo amenințare reală, pentru că oamenilor le-a fost frică să raporteze sau le-a fost rușine să raporteze. Să Sigur că da, și mă gândesc acum la unul dintre atacurile care funcționează foarte bine pe bază de frică. Um. Sunt acele e mail în care este anunțat că ai fost filmat cu camera web a dispozitivului tău, fie că e vorba de laptop sau telefon inteligent și așa mai departe, accesând filme destinate adulților, da, cu conținut pentru adulți. Și, ok, și acolo uneori poate lumea se potrivește pe scenariu. Că, da, ok, accesează filme porno, da? Ei, ei se tem de chestia asta, că cineva ar putea afla. Despre faptul că au accesat astfel de conținut și ajung să le dea bani atacatorilor, deși atacatorii nu le-au compromis niciodată dispozitivele, doar le-au transmis un mail în care au amenințat că vor păți ceva, că vor fi șantajați dacă nu le transmit o anumită sumă de bani. Ei, pentru că nu raportează mai departe la DNSC sau la poliție, ca un specialist să-i spună, uite-te, omule, la adresa de mail de pe care ți-a venit. A instalat vreodată pe dispozitivul respectiv vreo, vreo aplicație, la ce ți-a venit vreun link sau mai mult. Îți spune că este vorba despre un laptop. Tu ai un laptop? Păi nu am un laptop. Ei, iată, sau nu am un telefon cu camere. Am pățit și situații de genul. Dom'le, am primit un e-mail în care spune că am accesat conținut pentru adulți. Omul a spus, da, am accesat, dar eu nu știu cum m-a filmat cu camera web a laptopului, pentru că mie nu funcționează camera web de pe laptop. Iată, un, un exemplu extrem de relevant. Gândește, gândește logic în, în, acel, în acel moment, cum la fel în momentul în care primești un mesaj în care ești afli că ești fericitul câștigător al unui concurs la care nu ai participat, e clar că nu ai cum să fii câștigător undeva unde nu ai participat. Folosește-ți logica elementară în, în acest caz. Deci, Iată, atacatorii sunt destul de, de inventivi și folosesc tot felul de scenarii, mai mult sau mai puțin amuzante. Asta este un caz uh, destul de amuzant, pentru că <laughs> să, să, să ai impresia că ai fost filmat cu camera unui dispozitiv care nu are cameră este deja de domeniul fantasticului. Bun. Mulțumesc tare mult încă o dată. O să las în descriere episodului și resursele pe care le-ai menționat ca să fie ușor de accesat. Din Sigur. experiența mea cu site-ul DNSC, resursele de acolo chiar sunt foarte faine și valoroase, mai ales cele pentru copii, cred că sunt bune și pentru adulți, în forma aia de, de desene. Da. Și dacă și vreți pachetul complet de testare și de educație digitală și de îmbunătățirea igienei de securitate cibernetică, nu uitați de siguranțaonline.ro, acolo unde puteți intra, faceți quiz-ul, după asta vă accesați anumite materiale care vă ajută la îmbunătățirea posturii de securitate, igienei de securitate și așa mai departe. Super! Pe atunci îți mulțumesc încă o dată, Mihai, foarte mult pentru, pentru, toate resursele și pentru toate informațiile și până data viitoare, hai să rămânem cu toți în siguranță. Așa să fie. Mulțumesc din nou pentru invitație și cu cea mai mare plăcere și data viitoare. Nici nu știu când a zburat timpul, sincer. Mai sunt atât de multe de spus. Mai facem și le, le detaliem pe toate. Mersi încă o dată. Mai bine. Spun asta des. Tihnă pentru mine înseamnă nu doar cafea și cărți, ci înseamnă să înțeleg lucruri și să mă simt în siguranță. Așa că discuția pe care am avut-o cu Mihai Rotariu a apăsat pe pozitiv, cum ar zice Paul Olteanu, butoanele astea pentru mine. Sper că și pentru tine a fost o discuție interesantă și ai descoperit mai multe despre pericolele pe care lumea digitală le are și despre cum te poți proteja de ele, atât pe tine, cât și pe cei dragi, dar și afacerea ta. Găsești în descrierea episodului resursele pe care Mihai le-a menționat și te invit să le folosești cu încredere. Până data viitoare, să fii în siguranță și să nu uiți să-ți iei și momente de tihnă. Te îmbrățișez!